Contesa de Segur, povestea prințesei Rosetta. Partea a treia, Consiliul de Familie. În timp ce mintea Rosetei era plină de gânduri vesele și binevoitoare, regele, regina, Portocalia și Roșcata se adunaseră în apartamentele reginei și care mai de care se sufocau de furie. Ce groaznică idee, ziceau în cor, s-o fi invitat aici pe nesuferita asta de Rosetta, care cu podoabele ei uluitoare i-a făcut pe toți netoții, aceștia de prinți și prințese, să caște gura la ea, uimiți de admirație. Ai vrut pe semne să ne umilești, aducând-o aici, nu-i așa, tată? Vă jur, frumoasele mele, le spuse regele, că doar la ordinul zânei puternice i-am scris să vină, de altfel nici nu știam că e atât de frumoasă și că... Atât de frumoasă, îi tăiară vorba prințesele, unde vezi că e frumoasă? E urâtă și neghioabă. Doar toaleta ei a stârnit admirație. Nouă, de ce nu ne-ai dat cele mai frumoase pietre scumpe și stofe pe care le aveți? Lângă înfumurata asta, noi arătăm ca două slujnice. De unde să fi luat asemenea nestemate? Nici eu nu am asemenea pietre scumpe, spuse regina. Doar zâna, nașa ei, îi le putea împrumuta. Și de ce ați chemat o zână să-i fie nașa Rosettei? Și de ce noi două avem drept nașe doar regine? Nu tatăl vostru a chemat-o, răspunse regina. Zâna însăși s-a înfățișat la botez, nechemată, și a cerut să-i fie nașă Rosettei. Lăsați cearta, le-o tăie regele. Trebuie să găsim o cale să scăpăm de Rosetta și să-l împiedicăm pe prințul fermecător să o mai vadă. Nimic mai ușor, zise regina. Mâine îi vom lua toate podoabele și rochile, iar oamenii mei o vor duce înapoi la fermă, de unde nu va mai ieși niciodată. Abia isprăvise regina de rostit aceste cuvinte, că zâna puternică li se și arătă dinainte cu chip supărat și aer amenințător. Dacă vă veți atinge de Rosetta, dacă nu veți mai ține aici și nu veți lăsa să ia parte la toate serbările, veți avea de-a face cu mânia mea, tună zâna cu o voce înfricoșătoare. Tu, rege nedemn, tu, regină fără inimă, veți deveni broaște răioase, iar voi, fiice și surori respingătoare, vă veți preschimba în vipere. Îndrăsniți acum să vă mai atingeți de Rosetta. Zicând acestea, zâna dispăru. Îngroziți, regele, regina și prințesele se despărțiră în tăcere, dar cu ura cuibărită în suflet. Prințesele dormiră puțin și deveniră a doua zi și mai înverșunate, când oglinda le arătă ochii încercănați și expresia răutăcioasă de pe chipul crispat. Oricât își dădură cu pudră albă și roșie, oricât își păruiră cameristele, totul fu zadarnic, nimic nu le înfrumuseța. Regele și regina erau cătrăniți ca și prințesele și nimeni nu întrezărea vreun leac care ar fi domolit necazul.